Salutare, dragii mei urmăritori! Vreau să vă mulțumesc că îmi susțineți canalul prin simplu fapt că v-ați abonat, mă urmăriți și îmi dați like-uri. Bineînțeles, lăsați și mesaje corespunzătoare subiectului prezentat. Am primit câteva mesaje despre descărcătorul de origine naturală, zic eu, adică descărcătorul pentru paratrăznet, când trăznește, să nu afecteze instalația sau panourile. Sunt două modele de descărcător, descărcător DC și descărcător pentru curentul alternativ. Nu știu dacă care din ele este pentru curentul continuu și care este pentru curentul alternativ. V-am dat așa să aveți idee cum arată și vreau să vă spun rolul lui, pentru că m-ați întrebat despre el și ce rost are sau cum trebuie pus. Păi, pe curentul continuu, la panouri, cineva așa că trebuie pus sub panouri într-o cutie de plastic. Merge și sub panouri. Eu am undeva la 2 metri distanța între invertor și panouri și va veni pus înăuntru în camera tehnică. Și îl voi prinde pe împământarea panourilor fotovoltaice. El vine prins, după cum vedeți aici, arată nulul la nul, plusul la plus și aici vine legat împământarea. Deci nul cu plus și vine legat în pământarea. În momentul în care trăznește și e lovit de trăznet, sarcina, supra-sarcina este preluată de acest descărcător și dirijată în pământ către împământare. Am și găsit alte. Cam așa arată descărcătoarele. Atenție, descărcătorul trebuie să fie în puterea invertorului. Deci vorbim despre descărcătorul pentru curentul continuu, cel care vine legat la panourile fotovoltaice. Nu este scump, este bine de achiziționat și montat, deoarece pentru 100 de lei, 200 de lei câte un descărcător, eu le-am găsit și pe OLX, am găsit descărcătoare și le-am luat ieftine și noi și este bine de montat. Împământarea trebuie făcută, deci trebuie făcut canal la 80 de metri adâncime, din 3 în 3 metri distanța între țăruși, cel puțin 3 țăruși, la bandă de 40 de mm cu 3 mm grosime și o lungime cât 3 ori 4, 12 metri, 1 metru distanță primul țăruș, 1 metru distanță de casă sau de camera tehnică cum am eu la panouri și de la primul țăruș din 3 în 3 metri vor fi bătuți și la alt țăruș. Dacă îi faceți dumneavoastră și sudați, dați cu smoală peste sudură și peste îmbinături ca să nu oxideze, să ruginească. Dacă luați din comerț pregătite, gata, este o bandă anticoroziune care se pune peste îmbinături. Cam ăsta este rolul descărcătorului pe curentul continuu. Nu ajunge supra-sarcina produsă de trăsnet în invertor. Vă dați seama dacă ar ajunge în invertor că ați rămâne în fundul gol, cum se spune, și ați arunca o grămadă de bani pe geam. Deci se pune înainte de invertor pe firele de la panouri. Distanța de la cât e firul de lung de la panou către el, atât trebuie să fie și firul și de gros sau chiar mai gros de la descărcător către împământare. Împământarea pentru curentul continuu trebuie să fie de cel puțin 10 metri distanță față de cea a casei, de rețeaua casei.
Deci aceeași principiu este și la rețeaua casei. Tot descărcător pentru curent alternativ. Să găsește în comerț, căutați specificații. Se prinde tot la fel, plusul la plus, minusul la minus și împământarea, firul de pleacă la împământare. Împământarea la fel se face, 80 de metri canal în pământ. La 80 de metri în pământ bătut țăruș, 1 metru de casă distanță de la primul țăruș, din 3 în 3 metri, următorii țăruși bătuți, prinși cu platbandă 40 de mm cu 3 mm sau 4 cât e grosime, să fie între 2 și 4 ani cuprinsă împământarea. Dacă aveți aparat de măsură pentru împământare, ar fi și mai bine. Dacă nu, uitați-vă pe net dimensiuni corecte pentru împământare. Dar eu știu că atâta trebuie din 3 în 3 metri distanța, cel puțin 3 țăruși, dacă nu 4. Cam atât am vrut să precizez despre descărcătoarele de origine naturală. Ne ajută să nu ardem instalația și aparatele electrocasnice. Pe curentul alternativ eu mai am puse niște relee de tensiune pe care le setez între anumiți parametri și nu-mi dă voie la curent să treacă mai, sau dacă vine fluctuație de curent mai mare decât setez, îmi decuplează și când revine la curentul normal sau dacă e prea scăzută, iar la fel decuplează și când revine la curentul la frecvența normală și puterea normală, pornește automat și așa nu ard electrocasnicele. E și acela 100 și ceva de lei. Eu v-aș sfătui să vă uitați bine pe internet cum se, dacă faceți dumneavoastră cum se fac instalațiile. Dacă vă face un instalator, ar trebui să știe ce să vă ceară, piesele necesare și să vă facă instalația corespunzătoare. În rest, mai găsiți și alte filmulețe. Dacă nu v-a explicat eu unde a ajuns de bine, dacă aveți nelămuriri, v-am spus, lăsați mesaje referitoare la subiectul dezbătut. Vă răspund cu mare drag, în limita cât cunosc, pentru că nu vreau să aberez și să spun niște prostii, doar ca să mă dai eu că știu și să am urmăritor. Nu. Cât pot, atât vă ajut. Dacă considerați că încă nu v-a fost de folos, mai căutați și alte videoclipuri și cu ce găsiți la mine și cu ce găsiți acolo, vă faceți o idee despre ce aveți nevoie. Încă o dată vreau să vă mulțumesc. Dacă v-a plăcut și vreți să mă urmăriți în continuare, puteți să o faceți. Dacă nu v-ați abonat, puteți să o faceți. Dacă aveți întrebări, lăsați mesaje. Vă salut, o zi bună, numai bine!